În căutarea propriilor drepturi personale, astăzi vreau să vă vorbesc pe mai departe de ce societatea capitalistă e totalitară. Și să începem așa, ca întotdeauna. Inducția și deducția logică, pentru că e cea mai bună formă de a înțelege lucrurile. Inducția logică este modul de raționare de la particular la general, de la fapte la generalizări. Orice noțiune, cât de simplă, se poate forma numai ca urmare a trecerii de la cercetarea faptelor la generalizări. Ca urmare, pentru a studia fenomenele economice, este nevoie de examinarea atentă a faptelor. Fără acest lucru, orice generalizare ar fi neștiințifică. Deducția logică este modul de raționare de la general la particular, de la teze generale la teze particulare. Sprijinindu-se pe studierea și generalizarea faptelor, deci pe rezultatele inducției, deducția permite, din punctul de vedere al generalului, al întregului ca, în lumina legilor cunoscute, să se înțeleagă profund fenomenele concrete, particulare, să se pătrundă în esența lor și să fie explicate pe baza legii cunoscute. Deci am explicat că inducția logică se duce spre lucruri generale și deducția logică spre lucruri particulare. Dacă ne legăm de societate, se cunoaște că generalul la o societate e proprietatea publică. De ce? Pentru că așa ești înscris în Carta ONU cu cadastru țării tale. Și toți suntem coproprietari. E, pentru că nu reușim să ne folosim de dreptul de proprietate când ne-a fost confiscat de partide, în ziua de azi, partide capitaliste, pe vremea lui Ceaușescu de Partidul Public PCR, acum de partide private, da, PLN, PSD și așa mai departe, și-au transformat această proprietate publică în proprietate privată a statului. În loc să avem cotă parte egală indivisă, da, deducție logică de pe proprietatea publică, suma coproprietăților personale ale tuturor, da? Sunt 230.000 de kilometri pătrați cadastru țării, împărțit la 20 de milioane de oameni, este vreun hectar 100. Asta e. Și ce faci cu hectarul la 100? Păi te autoconduci pe el, cum? Prin referendumuri. Da? Oricând, despre orice. Și de aici se face structura societății, da? Pe mai departe. Da? Mai continuați cu deducțiile logice și mai departe. Dom'le, ca să facem economie, să ne folosim de lucrurile de pe pământ, aer, apă, sol, toate alea, trebuie să facem niște societăți astea juridice, o altă juridică pentru economie, ce se numește cooperative. Și va trebui să cooperăm acolo, că suntem egalitari, da? E, capitalistul sfură partea asta de coproprietate și o transformă în privată a statului, o comasează sus la guvern și ei decid pe ea. Și când te uiți, domne, păi stai așa că tu mi-ai luat totul, da? Mă mai am numai pe mine. Eu ce mai fac? Trebuie să stau să-mi vând forța de muncă, să mă vând pe mine, timpul meu, spre un capitalist care tu l-ai împroprietărit de pe cotele noastre indivize, cu proprietatea națională? Da, așa e. No, și din cauza asta, capitalismul e considerat fascism. Mulții mai spun fascism cu față umană. De ce? Pentru că nu e chiar fascismul total. Îți mai dă câte ceva. Îți face lege de salar minim, îți face pensie minimă, îți mai dă un ajutor social și lucruri din astea, nu e chiar total pe tine. Îți mai dă câte o picătură. Și din cauza asta se numește fascism cu față umană. Doar că săracul capitalism tot timpul se țucă cu fascismul. Și mi-am și scris pe o foaie, da? Ce înseamnă totalitarism? Hai să citim în dicționar, cum am citit și în filmulețul trecut, da? Începem așa, cu total, da? Care cuprinde totul, complet. Deci când te gândești la proprietatea publică, când suntem pe societate, cuprinde totul, complet, total. Păi dacă s-o comasat toate cotele noastre indivize de pe toată țara în vârf la guvern, da? Înseamnă că e totală treaba. Dacă mai e și decizia
guvernului pe ele și nu a voastră, la fel, e și mai totală treaba, da? Și te uiți, păi și eu cu ce mai rămân? E ca și cum aș fi refugiat în țara ta, apatrid. Așa e, da? Ori marginal se mai vorbește. Ești exact pe margine, pe muchi, acolo așa. Nici n-ai nimic, dar nici nu ar fi vorba că ar fi totalitarismul pe tine să zici că, domne, sunt străin în țara asta. Dar în fine, poveștii, cam așa ești, știi? Ești marginal și evidentă treaba, da? Și la margine, la marginea societății. Din cauza la situația asta, dar toți devenim marginali. Și de acolo cine poate să-și facă proprietate privată, că își fac ei o juridică de proprietate privată. Și cine poate să fure de acolo așa mai mult, să-i pună capră unii pe alții pe acolo și să se îmbogățească din marginalismul ăla. Să devină bogați și foarte bogați. Și restul săraci și foarte săraci. Și cum nu au nimic, nici cu o proprietate, nici decizie, trebuie numai forță de muncă să-și o vândă. Și cam atât, da? Și de acolo vine povestea cu egalitate de șanse, știi? Egalitate în noroc. Pentru că devenim toți marginali și aia egalitate... Noroc, domne, egalitatea adevărată e cota parte egală, indiviză, care nu a fost confiscată de Partidul Comunist, da? Partidul Capitalist. Când te duci odată la 4 ani să-i votezi, da? Și Partidul Comunist ți-o confiscă, da? Ți-o confiscă Ceaușescu. Era partid public și făcea pentru tine, da? Și îți rămânea ție partea de cotă parte indiviză, te alegeai fiecare pe munca lui, dar decizia era Partidului Comunist, da? E la capitalist, toate, da? Și partea de coproprietate națională a ta, hectarul la 100, și decizia. Deci nu mai e nimic, da? Ești marginal cu totul. Așa sunt ideile în lumea asta. O să vă dau și din carte lucruri din astea. Bun, mai departe, ce am zis cu totalul, da? Cuprinde totul complet. Bun, totalitar. Despre state, regimuri și concepții politice, care aplică sau preconizează dictatura unei minorități. Patronii și escrocilor, da? Majoritatea populației fiind lipsită de drepturi și libertăți. Păi, așa e, n-am niciun drept, n-am nicio libertate, că mi-e restrâns-o aproape total, da? N-am bani, n-am decizii, n-am muncă, toate alea, da? Bun, totalitarism, ce înseamnă? Regim sau concepție politică totalitară, caracterizată prin dominația neîngrădită a unei minorități, PNL-ul, patronii, da? Care suprimă toate drepturile și libertățile democratice, adică autoconducerea și toate alea, da? Și reglementează toate domeniile vieții publice și chiar private ale cetățenilor, folosindu-se de mijloacele constrângerii violente, brutale. Deci ne-am înțeles, da? Se folosește de toate mijloacele violente, brutale, da? Și un control total al statului pe tine. Ți-o luat coproprietatea, ți-o luat decizia. Da? Și ce-ți mai rămâne? Libertatea de exprimare? E foarte puțin. Dacă ți-a și libertatea de exprimare, totalitarismul e complet. Da? Vrea să-ți închidă gura cu totul. Bun, da? Și asta înseamnă controlul total al statului pe cetățean. Da? După care vine controlul total al statului pe bani. Faceți voi sus la guvern... Decideți prin referendum unde să se ducă banii, ce să se facă cu ei? Nu. Păi și cine decide? Guvernul, da? Și cum decide? Păi cum vrea el. Că e totalitar și e pro-capitaliști, pro-patroni. Nu e pro-tine, cum era Partidul Comunist. Dom'le, fac ca mine, dar pentru tine, știi, în favoarea ta. Or să fie autoconducere, fiecare pentru el, fără partide. Da? Ei, e și controlul total al statului pe proprietăți, coproprietățile voastre naționale. Că știți că nu se bagă în proprietatea privată a patronului. Nu, domne, acolo nu ne putem băga, că e privat. De ce? Pentru că e partid privat, da? Privat al statului, capitalist, și asta susține pe privați. Domne, acolo nu ne putem băga, știi? Nu, bă, te poți băga, știi? Dar nu vrei tu, că ești partid capitalist, privat. Dacă era partid comunist, te ardea, te nenorocea. Ori dacă e autoconducerea fără partide, nici nu ar exista proprietate privată. Fiecare cu partea lui de coproprietate și fiecare cu decizia lui. Da? E, și din cauza asta vine și controlul total al statului pe viața personală. Când vine vorba de capitalism sau totalitarism. Fascism, da?
De ce? Păi dacă nu am muncă, nu am bani, nu am partea mea de coproprietate națională, să fac și eu ceva pe acolo și să plantez ceva, să mănânc ceva. Dar și din cauza asta devii un marginal, domne, mai închis. Și eu nu mai pot să fac nimic, că n-am bani, nu pot să mă mișc, doar să merg pe jos, desculț. Că dacă n-am nimic, ce să fac? Da? Și asta e, așa se înțelege totalul, totalitarismul. Da? Mai departe, ce mai face guvernul sau consiliile locale, județene? Dă bani pentru IMM-uri direct. Ați auzit pe la televizor chestiunea, pentru capitaliștii lor. Pentru minoritatea lor, cum scrie în dicționar acolo, da? Păi băi, taică, dacă ai dat bani direct, din banul public pentru IMM-uri, și eu nu m-am ales nimic, păi nu e o chestie totală? Păi ba da, ăla e totalitarism, da? Asta e. Uite, mai departe, guvernul dă bani pentru privați, direct. Știți voi, scheme de minimis, startup nation, dă din banul public al tuturor pentru niște privați și să susțină privații lor, da? Să-i învețe să facă afaceri și cum vă pune pe voi capră, da? În afacerile lor. Da? Și voi, de fapt, sunteți coproprietari naționali pe acolo și n-ar trebui să fie așa. Bun, bani pentru privați se dă direct și în programul Rabla, ați auzit? Păi băi, taică, lasă-mă cu rabla ta, că ești privat, rezolvă situația cum vrei tu, nu dai bani din public pentru rabla ta, că pe mine chiar nu mă interesează, da? Și de ce? Cui face chestia cu rabla? Păi pentru escrocii lor, că rablele sunt ale lor, ei lor le place cel mai tare să meargă cu mașini, cu dălea, să-ți facă în ciudăție și chestii din alea, da? Și tot lor le dă bani din banul public, eu nu le aștept, da? Eu cu ce mă aleg din treaba asta? Tot cu altă mașină care mă poluează, mă nenorocește, știi? Nu mă aleg nimica, cu nimica, ei se aleg. Deci o chestie totalitară, da? Totală. Da? Se dă bani privați direct pentru solare, ați mai auzit pe la televizor. Păi băi, taică, privatul care vrea să-și facă solare, păi fă-ți din banul tău, bă. Nu stau din banul meu public să-ți faci tu solare, să fie ție bine. Eu cu ce mă aleg? Cu nimic? Dacă tot dădea bani pentru solare, păi fă public un parc solar și ne folosim public toți de parcul ăla solar și non-profit, că e publică treaba, da? Suntem toți coproprietari acolo. Nu tot ne dă pentru solare să-și facă privatul parcuri de-astea fotovoltaice și de acolo stai să vezi că te pune pe tine capră, ți-a și profit când vine să facă parcul fotovoltaic, da? Îl bagă și în rețeaua națională, pe acolo se mărește prețul foarte tare și așa mai departe, da? Și zici, păi, și eu cu ce m-am ales? Cu curentul de la solare? Deci 5 ori mai scump? Păi lasă prea că dacă eram coproprietari, cum e în mod normal, ne făceam solarele și aveam non-profit și eram și publică treaba din banul public și lucrarea făcută publică și ne foloseam cum trebuie, da? Cum înseamnă adevărata proprietate publică, da? Că suntem coproprietari acolo. Bun, în agricultură, ați văzut. Dom'le, dați bani la agricultori că săracii nu știu ce s-a întâmplat, ce calamitate sau alte probleme. Păi stai așa, bre, că ăla, fermierul ăla, cum îi ziceți voi, îi dau din banul meu public să-l ajut pe un privat? Păi nu vreau să fie sănătos că l-a distrus soarele, lipsa de irigații, care tot ei au stricat irigațiile, că erau vreo 3 milioane de hectare irigate și așa mai departe. Eu nu mă folosesc cu nimic din toată povestea asta. Când îi dai banul direct la patron, păi și eu cu ce mă aleg de aici? Așa? Nu, dă-mi banii aia, fă lucrarea publică pe agricultură, să mănânc public și non-profit și cât mai ieftin, cât mai aproape din agricultură. Da? Când îi dă direct din banul public la capitalist în mână și după aia și capitalistul se pune mai tare capră cu profită reală și cu dânărea, păi aia ce înseamnă? E o chestie totală, da? Pe tine. Îți zici, păi eu nu am nimic, domne, eu cum fac, știi? E total. Domnule, mai trebuie să scot banul din buzunar și să dau. Banul public se duce la patron, e total și acolo. Patronul maximizează profiturile, și așa mai departe, da? Chestie totală în sine ei.
Bun. Mai departe, uite, cu importurile, da? Domne, în sinea poveștii, importul care se aduce în țară este totalitară. De ce? Pentru că tu trebuie să scoți din buzunar, ca cumpărător, banii total să-i dai în mână la tipul ăla care ți-a adus lucrurile din străinătate. Și dacă tu, ca țară, nu ai niciun fel de interacțiune, de legătură cu producția, cu producția care ți-o adus-o din altă țară, știți că se mai întâmplă, domne, i-am mai dat niște îngrășăminte noi la ei, am mai dat, nu știu, cutii de viteză la mașinile lor care ți le vindeți aici. Chestii din alea. E, dacă nici aia nu se întâmplă, atunci e totală treaba, da? Ei îți aduce total lucru la care tu n-ai avut nicio contribuție economică, da? Plus că trebuie să scoți total banii tăi din buzunarul tău, să-i dai lui și ăla ți-a toți banii total și duce-l în țara lui și chestii din astea. Cam așa se înțelege treaba. Că vine și mai bag o taxă înainte să plece cu banii în țara lui. Hai puțin, ai, mărunțiș. Ăla seamănă a capitalism, știi? Fascism cu față umană. Hai, domnule, să mai taxăm o țăr pe ăsta să devină fascism mai cu față umană. Așa face, da? Ce alt fascism cu față umană mai auziți? Adică capitalism. Dom'le, hai să le dăm bani la oameni, din banul public, evident, ca să dea cui? La ăla care mărește prețul la energie, știi? La băieții de ăștia pe acolo. Păi, bă, taică, dar de ce nu-i dai lui, bă, direct banii ăia? Nu ne mai fenta să ne dai nouă banii și după noi să-i dăm la escrocul tău de acolo, așa. Care oricum tu îl susții, știi? Ca guvern capitalist. Susții privatul. De ce îmi dai din banul public al meu mie în mână, ca eu să-i dau la escrocul tău de capitalist care îl susții și el mărește prețurile cum vrea, capitalistul, da? Dă-i pe direct și lasă-mă în pace, zic, să fie fascism în calul meu. E, datul la bani cu manta asta, ăsta e, așa zice, capitalism. Și capitalism cu față umană, mai zic ăștia mai deștepții. Așa se înțelege diferența între totalitarismul ăla complet și capitalismul ăsta, fascismul cu față umană, da? Că în sinea poveștii, societatea cu răspundere limitată, da? SRL-ul capitalist, e fascist. Da? De ce? Pentru că, domne, angajezi un omuiere? Nu, e sexist. Angajezi un țigan? Nu, e rasist. Angajezi un străin? Nu, e xenofob. Da? Și când le împreunezi toate astea, păi asta e o definiție a totalitarismului, a fascismului, cuvintele astea. De rasist, xenofob și toate alea, da? Ura aia viscerală pe tot și toate. E, ăla e totalitarismul. No, și asta, da, SRL-ul în sinea lui e totalitar. E, dar mai lucrează împreună cu guvernul, știi? Când guvernul îi dă direct banii în mână și alte decizii direct pentru patron, e totalitarism, e fascism. Că tu nu te alegi cu nimic, știi? Și guvernul din banul public de la capitalist acolo. E, când îți dă ție cu mantă ca tu să-i dai la capitalistul lor, la patron, atunci zice că e capitalism. Și dă-ți da cu față umană, fascismul cu față umană. Așa se înțelege. Ascultați-i pe la televizor tot timpul și stați cu lucrurile astea în creier. Totalitarismul, știi, când dă direct la banii publici, din buget și de oriunde, dă direct la capitalist. Știi? E, când îți dă ție cu mantă ca să-i dai la capitalist, vezi că e capitalismul, faza aia. Direct e fascism. Da? Așa e cu toate. Vă pot da multe exemple de genul ăsta. V-am dat-o cu energia, da? Dar v-am zis-o și cu minimisul, și cu rabla, și cu solare, și cu agricultura. Așa face cu toate. Da? Când vă dă vouă ca să dați la patronilor, comărit patronilor prețurile, înseamnă că e capitalism, datul cu mantă la bani. Când le dă direct, fascism, da? Ne-am înțeles. Bun. Și tot așa, da? Uite, poluarea. Da, poluarea la mașini. De exemplu, de ce e totalitară faza? Dom'le, am auzit azi la televizor pe o tipă, la B1 pe acolo, că, dom'le, de ce ne lasă să ne dăm cu mașinile mici doar 6.000 de kilometri pe an? Și aia vreau să fie nelimitat. Păi, băi, taică, tu nu pricepi treaba. Bun. Foarte bine, 6.000 de kilometri sau cât vrei tu. Dar ia țava aia de eșapament și bagă-ți-o în habitaclul tău acolo așa și miroase-ți gazele.
Pentru că tu mi-e mie aerul. Și în sinea poveștii știți de ce zic treaba asta. Dom'le, nu suntem coproprietari publici? Nu e proprietate publică țara asta, că a dat la toată țara? Păi dacă ești proprietar public, păi ești proprietar și pe aer. Până undeva la 12 km înălțime. Atât e cadastrul țării scris în carta ONU. Păi tu mi-ai aerul, mi-ai partea mea, cota mea, parte egală, indiviză de aer curat. Și vrei să mă îmbolnăvești și vrei să mă omori. Despre asta e vorba. Nu ce probleme au tot felul de inși și inse care se dă în suvuri și în mofturi și din alea. Păi dă-te, dar ia-ți și țapa de eșapament, bagă-ți-o în habitatul tău și miroase-ți-o tu, că e a ta, nu e a mea. Da? Și pentru că vrei suf, du-te și la Zlatna, la, și pe unde te mai duci, și să-ți iei și coșul de dispersie în nas, ăla care îți face firele de cupru și alte probleme pentru mașina ta, na? Cuprul la alternatoare, la toate alea pe acolo, trage și pe nas din coșurile alea de dispersie care scrimă, da? Genocid, așa ceva. Și tot așa, da? Pe lângă treaba, da? Că, pur și simplu, ăștia cu mașinile te ucid în mod direct, da? E genocid pe țările, pe șoselele țării. 2000-3000 de morți pe an, în mod direct. Da? Pentru niște jigodii, că nu vor, domnule, să meargă cu trenul, cu autobuzul, cu bicicleta pe jos sau alte moduri. Ei vor cu SUV-ul și cu Dacia, da? Și omoară lumea. Ăsta e genocid. Da? Pe lângă genocidul indirect, prin poluare și așa mai departe, da? Murim cu 3-4 ani mai devreme decât în mod normal, din cauza la poluarea lor de mediu, da? Și jigodismele lor. Da? După care, ce se mai întâmplă? Și cu capitalismul se face poluare și te și omoară, da? Una la mână, nu reușești să te duci la un medic, că sunt toți privați, nu mai sunt publici. Doi la mână, poluarea cu capitalismul. Știți ce înseamnă capitalismul și SRL-ul? Ți-aduce din Polonia cartofi și tu ai cartofi pe țara Oltului și poți să ai lanțul foarte scurt aici și să mănânci bine, mersi, de calitate, fără pesticide, fără toate alea pe acolo, da? Deci te ucide și cu mediul, și cu capitalismul, da? Și cu SRL-ul, cu orice. E, și când e totală chestia asta, da? Nici nu poți să decizi, nici nu ai niciun fel de, cum să zic eu, când e toată chestia totală pe tine și n-ai niciun beneficiu, ăla e totalitarism. Așa se înțelege. Și porniți de la egalitarismul ăla. Eu cu partea mea de cotă, parte indiviză, eu cu decizia mea. După care uitați-vă în afară. Ce vorbește lumea, ce face lumea, da? N-am parte de coproprietate publică, n-am parte de decizie pe cota mea, parte publică, indiviză, da? Și atunci cine are? Alții. Bun, cât au? Total sau parțial, cum e capitalismul, da? Păi dacă e total, vezi că e totalitarism. Și așa mai departe, da? Bun, uite, de exemplu, dacă vrei să nu ești de acord cu ei și te duci să protestezi, domne, în stradă, că nu ne convine povestea. Că ne-ai luat cota parte indiviză, ne-ai luat și decizia și decizi tu guvernele. Și ieșim la proteste. Ați văzut când ieșiți la proteste, vine cu poliția lor politică, cu jandarmeria politică, să te bată, să te nenorocească. După ce ți-o luat copropriatea publică și decizia și-o ajuns la guvern, sus. Da? Tu vii să protestezi, ce vrei să mai faci altceva? Cât mă pe tine te mai ai și urli în piața publică. Și guvernul totalitar, capitalist, vine cu jandarmeria să te bată. E, ăsta e totalitarism, da? Când nici măcar în protest nu ți ascultă oful tău. Dom'le, mi-ai luat tot, nu mai am nimic. Acum mă mai bat și în public, că vin să mai încerc dracului din drepturile alea de cotă parte egală indiviză, că eu sunt coproprietarul pe țara asta, nu tu. Capitalistule, da? Că așa se înțelege foarte bine lucrurile astea. De la ce poți porni? Explică-le la oricine, mai ales la guverne și la consiliile locale și la toate alea. Bă, ești proprietar pe proprietatea publică? Scoate certificatul de proprietar. Da? Dacă nu-l scoate, atunci trebuie să restructurăm vorbele, ideile, în funcție de cine e proprietarul în țara asta. Da? Așa trebuie să spui și să vorbești cu ei. Pornești la proprietar. Bă, ești proprietar? Nu scoate certificatul de proprietar. Să vedem că tu trebuie să decizi și tu ai coproprietatea aia.
cote indivize, poartă națională, orice. Scoate certificatul ăla de proprietar să vedem cine trebuie să decidă. Și e închis pe capitaliști și pe oricine. Când fiecare pentru el în cotă parte indiviză, trebuie să decidă, da? În referendumuri pe acolo. Aie. Da? Și ați mai văzut la televizor ce vă mai explică capitaliștii totalitari. Trebuie să înțelegeți, așa cum v-am spus și în filmulețele trecute, psihologic treaba, ca mentalitate. Dom'le, așa sunt escrocii, da? O chestie ancestrală, păguboasă, în care unii s-o tras înspre bine, alții spre rău, da? Sunt contradicție din asta. Din diferite motive, da? Probleme de viață, probleme de sexualitate, probleme de teritorii, de mâncare și așa mai departe. Și lumea s-a polarizat. Ești, se simte și în psihologie lucrul ăsta. Chiar și în ziua de azi, da? Și atât de bine se simte că escrocii au preluat cu totul în conducere societatea. Și nu sunt ei proprietarii pe țara asta, pe societatea asta, da? Și de acolo, știți voi, din puțul lor, al gândirii lor de escroci, ies cuvinte din alea nebunești de ale lor. Că, cu populism, dacă au zis pe la televizor. Bre, nu le da, domne, la aia nici măcar ajutor social și din alea. E populism așa ceva. Numări salariul minim, că e populism așa ceva. De ce spune ăla lucrul ăsta? Pentru că, băi, omule, suntem proprietari publici acolo toți și pe cotă indiviză. De ce vii să spui că e populism așa ceva? Că nu e, e dreptul meu, da? Ca coproprietar național și cetățean al țării ăsta, da? E, dar ăla de ce îți face așa? Că nu vrea să-ți dea nimic. Ți-a confiscat proprietatea publică și decizia și nici nu vrea să-ți dea nimic de niciun fel. Și se acuză capitaliștii între ei de populism, domne. Dacă înțelegeți genul ăsta de cuvinte din puțul gândirii ale scrocilor. Da? La fel, îți vine și spune că ești extremist. Păi, bă, omule, eu nu sunt extremist. De ce? Pentru că suntem coproprietari național, am cotă parte egală indiviză și eu trebuie să decid pe ea. Nu tu, băi, partidule și prostule, da? Și te face extremist. Nu, bă, tu ești extremist. Că ai devenit totalitar, mi-ai luat partea de coproprietate și de decizie, da? Și ai devenit extremist, ai devenit totalitar, da? Ei, și după aia să vezi scrocul. Dom'le, hai să nu-i mai facem extremiști pe ăștia, că nu ne mai iese. Hai să să-i facem radicali. Auzi la televizor, cum să mă faci pe radical dacă eu sunt coproprietarul public și eu am cota parte în diviză și o trebuie să decid? De ce? De unde o dai cu radical? Păi și când te gândești așa, din mintea lui totalitară, înspre tine, omul egalitar și citav la creieri, da, și care, domne, eu sunt coproprietar național și am cotă indiviză, da, bun. E, de ce mă faci radical? Păi stai să vezi că totalitarul e ciudă că nu te mai poate fura, da? Și ce din extremist te face radical, bă, tu ești radical, dar chiar nu poți să te mai fură o țără, știi, să te mai bagiocoresc. Și zici, nu, bă, bagiocorește pe măta, știi? Păi așa, da, și te face radical. Da. Dar vine din puțul gândirii, psihologia totalitarului, da, capitalistului, genul ăsta de cuvinte. Să fiți atenți și la genul ăsta de psihologie, da? Să înțelegeți mentalul intern. De unde le scoate? De ce zice așa? Cum mă faci pe mine populist, bă, sau pe cineva populist, când de fapt noi suntem cu proprietari acolo și fiecare cu partea lui? Da. Ai certificat de proprietar pe țara asta? Scoate-l să-l vedem. Prin Occident ați văzut că e și povestea cu iliberalismul, știi? Nu vine să-ți observească că, domnule, ăștia socialiști, știi? Fiind cu cooperativa. Vine și te face iliberal. Tocmai că e o inversare și de termeni, știi? Să rămână cuvântul de liberalism și iliberalism, adică nu ești liberal. Și uite să mai spună, nu mai vor să spună cuvântul de socialist, știi, de cooperativist. Să fie numai lor capitalist. Toate cuvintele și toate lucrurile să rămână pe structura lor capitalistă. Da? Care trebuie să zică, băi, ești socialist, da? Și intrai pe toată paleta, da? De la egalitarism până la totalitarism. Cu cuvintele puse între egalitarism și totalitarism, așa cum am spus. Că toate cuvintele se potrivesc acolo, da? Între egalitarism și totalitarism.
faceți exerciții, fac și eu exerciții cu voi, să vedeți că este toate cuvintele din dicționar, între egalitarism și totalitarism. E, și ăștia au zis, iliberal, adică nu ești liberal, da? Păi și altceva ce ești? Păi poți să fii mixt, poți să fii socialist și așa mai departe. No. Deci asta e din puțul gândirii al lor, al escrocilor, știi? De la ei vine. Că așa e mentalul lor, știi? Așa se simt ei în sufletul lor, da? Și îți vorbește pe cuvintologia lor de totalitari. Și așa mai departe. E, mergeți cu toate propozițiile, toate ideile, toate cuvintele de genul ăsta, ce auziți și pe la televizor și prin cărți, și dacă vedeți că sunt lucruri totale, ori fascismul cu față umană, vedeți că așa e. E, dincolo când e de bine cu fiecare după munca lui și din alea, deja vă trageți la egalitarism și așa mai departe. Când vedeți că le amestecă, vorbește și de echitate, toate alea care sunt de cooperativă, da, de egalitarism și așa mai departe, e, vedeți că sunt ori hoți, ori proști. Ori le amestecă pe acolo de nu știe despre ce e vorba. Voi imediat vă structurați, da? Pac, partea de proprietate publică și fiecare cu decizia lui, da? Sau privata statului și ce derivă de acolo, deducții logice. Ce vi l-am tot spus. După care despărțiți apele, ia să vedem la cine se potrivește cuvântul ăla. La cine se potrivește cuvântul ăla. De ce zice așa, știi? Când ai zis de ce zice așa, intri la psihologia la om. Da? Cum ai zis, e liberalul, da? Unde se potrivește? Păi tot la liberalism poți să pui cuvântul, da? Extremism. S-o inversa și termenul, dar nu e, bă, extremism, socialismul ăla și cooperativa. Pentru că eu sunt coproprietarul național și eu trebuie să decid acolo. Nu poate să fie extremă stângă, da? Numai extremă dreapta, spre totalitarism, spre total. La egalitarism, nu, că eu sunt proprietarul, nu tu. Da? Și cer certificatul de proprietate la cine vine să spună cine trebuie să decidă, pentru pe proprietatea publică, da? Și o să-ți explice că nu au. Nici PCR-ul nu are, nici partidele capitaliste, nu are nimeni. Și atunci, cine are? Păi, noi toți avem, prin cadastru total al țării, suntem ca subiecți în relațiile de proprietate cu țara asta ca cetățean, noi suntem coproprietarii. Și în sinea poveștii, noi trebuie să decidem. Da? Așa se înțelege, da? Să stați în creier întotdeauna. Eu cu partea mea de decizie, eu cu partea mea de coproprietate națională, a 20-a milioane aparte, un hectar 100, da? Pe care trebuie să decid prin referendum. După care ascultați cuvinte, idei și toate alea și le împărțiți. Stânga, dreapta, unde intră? La egalitarism, la totalitarism, capitalism, pe acolo. Și puteți înțelege lucrurile extraordinar.